Președintele Comisiei de Evaluare vă anunță rezultatul. Numărul alegătorilor potrivit listelor, 74. Numărul total al alegătorilor care s-a prezentat la adunarea generală, 74. Numărul total al voturilor exprimate, 74. Numărul voturilor nule, 1. Numărul buletinilor de vot primite, 73. Numărul buletinilor de vot rămas și neîntrebuințate și anulate, 0. Numărul voturilor valabile exprimate obținute de candidatul Cura Dorel Ghiță, 12. Buică Dumitru, 2. Luca Cadrian, 59. Deci, domnul președinte, poftiți, vă rog. Felicităm nouul președinte, domnul Luca Adrian. Acolo că urmează... Da, urmă. Luați microfonul, vă rog, și un mesaj colegilor noastre. În primul rând, vă mulțumesc frumos. E o surpriză mare pentru mine și, în același timp, e o obligație. E o obligație enormă pentru anii ce vin față de dumneavoastră. Promit că nu o să vă înșel încrederea, ci felul meu de a, mă comporta până acum va fi... Haideți să nu mai zic nimic. Mulțumesc frumos, Doamne ajută să ne vedem cu bine. Veți participa împreună cu mine la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume alegerea vicepreședinților. Deci avem aceeași metodologie și la vicepreședinți.